Eu de câteva luni încoace fac în fiecare dimineață, mă trezesc, fiecare dimineață e mult. Și eu mă trezesc în fiecare dimineață, nu știu cu ce ne lăudăm aici. Dai cum? Dai după cu mașina? După ce mă trezesc, fac sport. Și te culci. Ăla nu-i sport. Asta nu arde calorii, să știi. Podcast. Podcast. Iar ce țipi așa, Toma? Am energie multă, că am stat, am rearanjat pe aici un pic. Nici, ați remarcat dacă ies curate microfoanele și ies tot? Am crezut că așa sunt ele. Uh-huh. Așa au rămas după un an și trei luni. Le-ai dat cu spray. Era praf? Pe microfon e surprinzător, nu, dar am mai dat regulat o dată la câteva luni, mai vin și mai fusii ca să... Când mai plătești chiria, mai fusii din portofel. Hai mă, că ai tot venit la live-urile tale. Am da, venit, mai avut da. Live-uri. Mai avut live-uri, da. Te caci pe tine. A fost un an benefic pentru tine, Toma. S-a nu. Mai crescut canalul, nu? A fost, da, dar n-a fost, cred că ar fi putut să fie dacă mă țineam, sau dacă aveam spectacole constant, sau... A crescut foarte greu. Foarte greu și sunt nemulțumit. Nu știu cât o mai duc cu YouTube-ul, sincer. Serios? Orice chestie fac acum și mi se pare că ar avea o speranță de cât de cât să meargă. Moare, nu? 1000-2000 de view-uri. Dacă cineva vrea să cumpere canalul lui Toma, ce cât cer 1000-2000 de view-uri? Licitație, zic eu. Așa, nu, în primele zile, zic. Crește încet, încet după aia. Ai putea să ceri un obiect. Dar care e ultima manea pe care ai scos-o? Este cu Țaca Uragan. Dar nici nu știu cum îi zice. Păi acolo greșești, că dacă făceai cu Țancă, aia, că nu știu. Făceai views, ai făcut cu un fake Țacă Uragan. Știi ce am? Pentru voi mai am niște obiecte de ghicit de atunci. Oh, super, super. Ai un fir. Am mai multe. Mă rog, am din ce mai puține. E alb, era alb. Da, era alb, da. E de pe piept. De bătrân. Din nas. Sergioare. Stai să nu începe cu chestii scârboase. am niște povești aici și nu, le zicem mai încolo că... Ne-am mai văzut de mult. A trecut timpul peste noi. Ar fi trebuit să facem mai de curând acest podcast. Doar că când ne-am cam vaccinat și eram cam gata să-l facem, unii din noi s-au dus la fotbal. Cine? Unii, nu dau nume. Cine? Nu. Tu, Toma? Eu? Tu? Nu eu. Mitran, tu ai fost. Tu chiar ai fost. Am fost și eu, dar nu spune fotbal, pentru că fotbal, ai înțelege de ce s-ar întâmpla o accidentare. Explică că a fost la tenis cu piciorul, de fapt. Da. Unde am mers la fotbal ca să joace tenis cu piciorul. E mai puțin... Și Sergiu a luat-o literalmente. Tenis cu picioarele. Tenis cu piciorul. E mai acrobatic, ok? Mai puțin... Da, într-adevăr, este sportul de duri. E mai spectaculos decât fotbalul. Tenisul de picior. Da, dacă contact fizic... Unde și cum îl face mai Sergiu cu siguranță. Și să nu uităm și dușul de după. Oh my God. E, oricum, ideea e că Sergiu o vreme a putut să-și taie unghiile la picior la foarte ușor, că se îndoie în genunchiul. Își rodea unghiile la picior. Cum era o expresie în engleză, nu? Cu foot in the mouth. Da. Era da. Ceva. Băț un baltă, cred, e echivalentul. Sau da. Oarecum. Hai cu sell-out-ul pentru început. În pormă pare că de asta am făcut podcastul. Da, nu, hai să zicem mai acolo. Da, da, nu o să spuneți? Nu. Okay. Nu e evident că avem cu șopul tricouri de tricouri. A, zicem mai încolo despre șopul de tricouri. Eu am zis mai devreme. Da, am mai dat o dată după start la podcast. Că... Cred că nici nu camera, nu e, o să mai cropesc. A fost dubios că am făcut așa și am sărit cu scaunul și am mișcat și țâțele și burta și tot. Dar am început show-urile, până ai tu de zis întrebări, cred că asta e punctul mai important decât tricourile. Sau piciorul Sergiu. Am început, am început show-urile și sper săptămâna asta care Am trecut prea repede peste piciorul Sergiu. Și eu consider asta sincer. Dar hai să... Eu n-am o problemă. Hai să ne împiedicăm în fraza asta. Da, de săptămâna asta... Hai să mergem înainte cu podcastul. De săptămâna asta probabil terasă, presupun că vrei. Să-și chiopătăm una. Da, da, terasă. Da. De săptămâna... asta fiind luni acum când apare podcastul. Mm-hmm. Terasa acoperită. La finalul... stai un pic, și open mic o să fie tot la terasă? Eu așa sper. Care este miercurea. Da, în fiecare miercuri la open mic la intrare liberă
foarte distractiv. Adică sunt o grămadă de oameni care urcă, veniți acolo pentru că e foarte fun. În principiu nu vă mai înscrieți la open mic pentru că sunt mult prea mulți. Adică e efectiv dar fantastic. Cum funcționează acum? Se dă mail, dar de fiecare dată e câte un val. E un val primăvara de oameni care vor să apuce de stand-up și sunt câte 20-30 care dau mail pentru prima dată. Apoi peste săptămână se lasă toți și rămâne constant. Toamna la eu fel. Eu pe Mitran îl văd că ar fi nervos și dacă ar fi, după fiecare pandemie, cât un val de ăștia care vin la, la open mic. Așa nu, nu la asta, nu mă, nu, dar chiar e un pattern clasic, da, adică serios. Mai ales toamna când vin studenții, când se mută cineva în București, e clar că o să facă stand-up. Toți au din astea în cap, da, mă, deci eu când merg la București mă apuc de stand-up, stau la facultate că zic ai mei, dar mă apuc de stand-up, da, grav, grav. A, eu nu fac call center, eu fac stand-up. Și poza clasică cu microfonul, care la, la jumate în oamenii care urcă prima dată, e poza cu ei pe scenă la profil, da, după. Că tot, tot a sărit cu parașuta. Exact, exact. Tu exact. Ai făcut asta? Nu. La vreo 6 luni distanță mi-am pus prima poză cu... A făcut poza prima dată, dar n-a postat. Toată lumea face asta la un moment dat, nu? Și-a făcut. Mine, primii ani, cred că n-am zis nimănui. Nu chemam cunoscuți, nu... A, eu am chemat la, de la primele două dăți când am urcat. Am avut două grupuri de prieteni, unii vineri, unii sâmbătă, în care am urcat primele două dăți. Și ai chemat oameni? Da. Câți? Toți. Vreo 10 oameni, nu știu cât au venit prima dată. Dar de ce? De ce îi face asta? Dar stai un pic, eu cred că este minciună, pentru că eu nu l-am auzit pe Toma niciodată nimic despre prietenii lui. Dar nu, eram în grupul de... Eram la facultate atunci. Și era... Tocmai intrasem la facultate și am avut grupul de ăia din liceu cu care mă tot vedeam, da, că încă, cu grupul încă de la credeam facultate. Că să rămânem, da, așa până la moarte. Și ăia din facultate după aia, nou grup din facultate care era... Și de-aia au venit... Zii sincer, cu tras. Câți din oamenii ăștia mai stai de vorbă? Doi, trei din ambele, da, ai, părți. Ai, așa. Ai vreo 2-3 cu care mai ții? Din facultate am mai mulți oameni cu care mai vorbesc de la Mincu, de unde am făcut doar pregătire. Am făcut pregătire 3 ani cu mulți oameni acolo. Și după aia la facultatea aia altă, unde m-am dus la Spiru, nimic. Zero. Ia, yeah, ok, am înțeles. Da, asta e viața. Da, da, uite. Stai, să mergem înainte, balonul e rotund. Voi la cât timp v-ați chemat restul prieteni? În public. Eu nu am avut niciodată prieteni. Da. După niște luni. De-aia mă uitam mai mult în partea cealaltă. Stai liniștit. Vreo 3-4 luni după ce mergeam la open mic-uri. După aia le-am întreabă zis. Dacă ești curios, la tine au venit dată ai tăi la stand-up? Nu, ai mei nu. Nu, niciodată. La tine, Sorin? Da. Când ai fost acolo, nu? Pe undeva? Odată, la Mărghită. A, chiar la Mărghită? Și cum ai ieșit? Și bine și o, da... Da, da, te-ai dezmoștenit, ai că tu? Întâlnirea, nu, tata, mama a fost un pic șocată. Serios? Păi aveam bucata aia cu femeile și relațiile cumva, ah, okay, și okay. Eram foarte supărat pe zona aia și era foarte ciudat materialul ăla și mama era așa roșie într-un colț. Tata râdea, mai făcea așa. Ia, și... Atât. Și cred că i-am mai zis o dată să mai vină lui tata și tata a zis că era cumva voia să vină, dar cumva îi se pare ciudat să vină. Cumva nu... Din cauza de vârstă? Eu am mai auzit asta la taică-mi, de exemplu. Nu, mă, cumva care... nu cred că vrea să mă încurce. Ah, ok. Știi? Adică nu vrea să am eu grijă lui când îs la show și atunci... Preferă să nu vină decât... Adică preferă să știe că a fost show bun decât... În fine. Deci avem în felul următor. Două chestii. Începem cu una mai light. Care e ultima dată când ați râs cu lacrimi? Eu știu exact care este. Și eu știu. Că era aceeași. Când ai aflat că și-a rupt piciorul ăsta? Nu, atunci a fost mai mult malefic. A fost, da? Și atunci am râs nervos și un pic cu lacrime. Atunci a fost oribil, pentru că toți ne-am strâns în jurul lui Sergiu și făceam glume despre cât e de bătrân, că nu l-am în serios ce s-a întâmplat acolo, doar a căzut din picioare. Da, nici, da, a fost ciudat că nu, la cât de dubioasă a fost toată treaba aia, da. Bun, vreau să revin un pic. La mine prima dată, da, când a venit cineva cunoscut la un show de stand-up, de-al meu, a fost șefa mea. Hă?
șefa mea de unde lucram eu, de la Amanet, a venit la un show, eu eram de la Amanet, intrare, da, era din aia cu cercei în aia tip coșuleț de aur? Nu, dar era destul de aproape de vârsta mea. Și eram la intrare și când m-am întâlnit cu ea, am dat ochii cu ea, am fost ceva la modul că ce cauze, ce-i cu tine aici, ce faci aici, știi? Și nu înțelegea de ce am reacționat așa, știi? Că nu știa că urmează să urc pe scenă. Oh my God, Jesus. E greu de explicat pentru cei care nu fac asta. Ce? De ce n-ai vrea cunoscuți în public? E foarte greu să explici. Și în general, pentru mine cel puțin, a fost greu de explicat oamenilor din jurul meu ziua aia, toată ziua în care aveam spectacol seara, eram... Nu mai eram în apele mele, aveam un stres, nu aveam chef de... Dar e asta cu... Dar de ce i-ai luat? Ce? Poia la show. De vorbești acum de ce am început? Atunci. Da. Probabil nu știa. Nu, am ieșit, da, nu știam ce înseamnă. Era primele dăți când urcam. Am programat vineri și sâmbătă. Și tu erai stresat nu că zi în public, erai stresat că să urci. Nu, primele două dăți a fost altfel de stres, că nu știam la ce să mă aștept. Eu vorbesc acum de stres în general, în zilele în care aveam spectacole, în primii ani, mă stresa pur și simplu când eram... A, și veneau oameni, deci te stresa faptul că o să vină nu, oameni. Nu, zic știi? De oameni, dacă, na, prietena cu care locuiam sau așa ceva. În ziua aia trebuia să înțeleagă că să mă las în pace, că nu sunt în apele mele, nu sunt în... Da. Mai ai chestia asta? Mult mai puțin. Se întâmplă dacă e cât un spectacol la mare, care... Ori mare, ori ceva diferit. Ah, okay, cum e un setlist sau o chestie de asta la care nu știu ce se întâmplă, știi? Sau pauză lungă. Sau pauză lungă, da, iarăși. Da. Te stresează după pauză lungă. Mai aveți voi? Că știu, eu vreau să zic când am râs cu lacrimi ultima oară. Zi. Ultima oară am râs cu lacrimi, ție s-a trimis asta, este de acum câteva luni, în toamnă. Pe Reddit... Există secțiunea care se numește Life Pro Tips, care sunt tot felul de, cum îi zice, trucuri din astea pe care să le aplici în general în viață. Și era un astfel de Life Pro Tip care zicea: if you have to call someone to give them bad news, start off by saying everyone is okay, then explain what happened. There's nothing worse than getting a phone call and hearing there's been an accident. Și primul coment cel mai votat de sus era: everyone's okay, mom's dead. Și următorul coment la care mi-au dat lacrimile era: to shreds, you say? Care este... E din Futurama, referința. To shreds, you say? Dar tonul ăsta foarte deadpan, așa, pe care era spus: everyone's okay, mom's dead. Și după aia: to shreds, you say? Da. Am râs, l-am descoperit singur și știu că ți-am trimis ție și râdeam singur stăteam în pat, cred că am râs 10 minute singur cu lacrimi. Nu mi-aduc aminte când mi-a întâmplat asta să râd. Că îmi dădea imaginea aia și cineva care vorbește cap Cristi Popescu la telefon anunța asta. Așa auzeam. Eu am avut criză de râs când am filmat noi ceva recent și era frig afară și mâncam ciorbă. Atunci ai avut criză de râs? Cred că atunci, da. Da, fucking shit, da, ultima oară. Cred că aia a fost ceva recent. Da. În interior, scena în interior. Da, scena în interior. Da, și eu am râs după aia. Tragi un de fapt, pic, eram acolo, eram în spate și mi era foarte greu să... Mai mult. Și plus, când filmam altceva noi, acum ceva timp. Așa? Ce n-am mai publicat. Dar o să vină, că este montat. O să vină, da. A, bine, acolo, da. Eu nu știu aia, dar eu am văzut... Aia cu noi trei. Ce filmam la studio vechi. Între ochi. Ah, între ochi. Care o să apară. Ok, da. De mult, da. Da. Dar e deja montat, nu? Yeah. O parte din... Cred că da. Da. Bun, trebuie să... La ăla am râs și când am vrut să editez. M-am uitat. Efectiv, am râs, am fost ok. Să m-am picioarea, că nu ok. Primele 5 minute. Sunt curios dacă o să râdă altcineva la el, pentru că... A râs ăsta, da. Prostul ăsta a râs. Nu ai cum, te distruge. Și am râs când eram acolo. Da, și acolo înțeleg, da. Nu, e. Și tot legat de o criză de râs pe care mi se pare că am avut-o toți, a fost... Eu încă mai dau play la primul episod din ăsta, din Știrile Mărunte. Primul episod este efectiv aberant. Începutul ăla de 10 minute până când se mai liniștește situația. Da. Vai de mine cum a fost cu hackerul ăla. Este o idioțenie totală. Ăla așa mai râs la ăla cu... Când m-am costumat eu în Cristi Popescu. Acolo am mai râs. Da. Acolo n-am putut să mă abțin. Ce bine a fost în pandemie.
Episoadele alea au fost... Hai cu valul 4. Stai mă, nu a fost două? Stai, al câtea suntem, că nu știu. Al treia, a trebuit numără. Acum vine 4, da. Nu mai numără, bucură-te de ele. Zică-ște. Just enjoy them, Sergio. Pandemia mexicană. Eu am mexicană. Mai râs acum, apropo de shameless promo, am râs la ce pregătesc eu spectacolul ăla. Am râs foarte, foarte tare. Că, adică nu era contribuția mea, n-am râs eu la ce făceam eu. Da, 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 cu... Și... Păi zi detalii. Exact. Nu, asta nu vreau să zic. Vreau să zic doar atât. Nu să... despre ce e de râs, zi detalii despre spectacol. Da, nu, vreau să pregătesc un spectacol, nu o să zic despre nu ce cred că e. Nu este bâție așa. Ba da, e ok. Nu o să zic despre ce e și cum e. Nu să bâție, dar... La pasă burta pe nervi și zărbiciul. Da, 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 da. E un... E un spectacol de comedie care nu este stand-up și dacă vreți să vă anunț când e gata, las link-ul în descriere. Las link-ul. Îmi lăsați mail-ul și vă anunț. Stai să-mi notez eu link-urile astea. Da, e ok, eu o să-mi aduc aminte. Uh-huh. Dar eu sunt foarte, foarte încântat. Da. Zi-mi, Dan. Următoarea întrebare. Păi, Sorin? Ah, Sorin. Ce? Da, da, cu râsul. N-ai râs cu lacrimi. N-am zis. Ai zis? A, asta a fost ultima oară. Da, zis, da, 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 scuze. Când am vrut să montez între ochi, a fost la filmare și ultima, adică și înainte de asta. Cred că am râs o dată, cred că am râs o dată și cu fiica mea, nu mai știu ce-a făcut. E foarte funny. Eu sunt sigur că am mai râs și la, nu mi-e rușine să zic, la ceva de pe TikTok. Nu știu ce să zic acum. Dar așa cu lacrimi? Da. Ok. Eu și râd ușor dacă aia... e ceva cu animale sau cu oameni care se lovesc. E ăla cu tatăl, cu copilul care își repetă în oglindă. Ăla, da, vai de mine. Da, a ajuns și la tine? Da, mi l-a dat Toma și am văzut că era de la tine. Nu da, știu, da, hai da. Să-l vedem acum. Nu, dar nu-l trecem și pe ăsta în comentarii. Ba, acolo, cum să nu. În descriere. Hai că recuperăm toate link-urile pe care nu le-am pus în... Păi da, TikTok-ul cumva n-ar mai trebui să mai fie în zona aia de oh my god, e oribil, pentru că mi se pare că s-a cizelat destul de mult, adică chiar sunt chestii nu, funny. S-a cizelat pentru că ți s-a filtrat ție feed-ul astfel încât să... Da. Dar ca ideea asta nu e chiar o rușine să stai pe TikTok, nu? Hmm? Nu? Nu. Eu nu vreau să vorbesc despre asta. Tu ești un star? Ce stai? E un star pe TikTok. Da, TikTok sau Facebook cam tot pe acolo e. Adică și în Facebook ai o grămadă. Mi se pare mai multă mizerie pe, mi se pare multă mizerie pe TikTok. Pe TikTok? Da. Da? Păi mie mi se par de căcat fazele aia când e unul exact... doar imită pe cineva și doar se aude vocea aia. Mi se pare... Sau aceleași glume rei și apate, le face unul și le facem, dar și te fac toți. Aceeași chestie. Aceeași. Nu ți-e rușine. Despre nu ce vorbești? Pun apă. Toma e cel mai mare TikToker dintre noi. Da. Da. Cât, mic-toker. Cât ai, Toma? Cred că am vreo aproape 2 milioane de likes și de la follower, nu știu, 100 și ceva de mii. Nu știu cât. Dar eu am avut un TikTok cu peste 1 milion de... Ăla 1.200.000. Știți ăla cu textul? Da, ăla de la început atunci când l-am făcut cu mine. La mine a făcut 1 milion acum ultima oară ăla cu Paștele Cailor. De la Rescat Prostul sau de la ce? Nu, animația aia scurtă cu caii care dau, dar am pus-o special atunci de Paște. Da. Ca să... Am un debate, pe care, dar să fie debate. E în felul următor. Iată, zicem de la început. Voi noi patru suntem nu și voi sunteți da. Okay. Nu, voi dar patru sunteți într-un local. Da. Păi nu, eu discuție mai mult. Deci sunteți într-un local, să zicem că voi doi mergeți la baie, da? Așa. Ok. Cine, și ăștia doi? Ei doi merg la baie așa. Și își lasă, nu știu, telefoanele pe masă, că oricum sunteți voi acolo. Okay. Întrebarea e, dacă voi plecați la țigară în timpul ăla, ce sau ce cum și ia cineva telefonul lui Toma, să zicem? A cui e vina și cum se procedează? Telefonul meu nou, OnePlus 9, ăsta? Ce? Ai telefon nou, Toma? Nou, telefonul meu nou, OnePlus 9, pe care l-am primit de la OnePlus. Ca să mai zici în podcast-uri, de-aia ți-l-or dat. De OnePlus? Aș vrea să zic și eu. Dar nu am. Aș zice și eu, dar nu pot să zic, că nici eu n-am. Ce mai e de zis despre OnePlus? Eu am Samsung S8. Să notezi acolo, să pui și un counter aici. Da. Pun deci și un pic, care e întrebarea până la urmă? Pun și site-ul de la OnePlus în comentarii. Cine e de vină că s-a furat telefonul lui Toma de la OnePlus? Eu cred că are un bif personal. Dragoș, s-a întâmplat ceva. Nu, din contră nu s-a întâmplat, dar am început... Dar se va întâmpla. Eram obosit în turneu cu niște oameni când conduceam și am început să ne certăm mașina pe asta ca să pot să stau mai activ la volan. Dar asta e...
Că până la urmă, să zicem că și voi, deja ați fost la baie, la voi nu s-a întâmplat nimic, pentru că îți lași la o masă într-un local, îți lași căcaturile fără să mai spui. Hai mă, îți lași un ghiozdan lângă. Eu merg cu ghiozdanul la baie. Nu te cred. Mai ales dacă-s cu ăștia. Na, vezi? Și el se duce și când e singur în camera de hotel, se duce la baie cu ghiozdanul. Dar care e, adică dacă ei doi pleacă... Da, întrebarea e... Da, ce faci, dacă nu mai să-ți termin? Păi ce faceți după? Stai un pic, care, deci situația e așa, ca să clarific eu. Doi dintre noi au plecat la baie. Da. De ce am plecat noi doi împreună la baie, eu cu Sergiu? Mamă, sunteți niște terminați, efectiv. Da, mi se pare deja ciudat că plecăm de la premiza. Ok, pleci doar tu la baie. Ori fără telefon, adică dacă plecam noi doi, da, sigur luam telefon, sigur, măcar un telefon. Un telefon luam. Cu ceva trebuie să filmăm. Eu l-am și o lumină mică. Deci, eu de ce să mă apuc de fumat? Eu m-am lăsat, Mitran. Eu m-am lăsat de un an și un pic. În ce local stăm noi toți patru la aceeași masă? Da. Oh my god, nu fă-ți știu. Temele, fă-ți temele, n-ai da, să vii la punct. N-am avut suficient instrucțiuni. Fucking hell. Bun, deci situația e așa. Doi la, sunt la baie și au lăsat telefonul pe masă. Ți-ai lăsat o geantă. Ți-ai lăsat geanta. Așa, și noi rămânem responsabili de ele, dar nu e ceva. Dar involuntar, fără să îți spună Toma că, bă, uitați-vă și voi pe astea. Dacă ai idee, voi ieșiți la țigară, vă doare pe voi în pulă și vine cineva și fură ghiozdanul lui Toma. Ce se întâmplă la chestia asta? Nu se întâmplă niciodată chestia asta, că eu iau tot după mine. Dacă ies afară, mă uit așa geană, eu nu să geană pe masă. Și eu la fel. No, nu, e, la mine nu este. Dacă eu aș rămâne singur și aș vrea eu să ies afară și și-au lăsat telefonul, le-aș da, lua mă, normal. Așa, ok, dar dacă așa. Nu le iei, ce faci? Stau da, mă, acolo. Dar nu putem vorbi despre... Nu poți vorbi cum despre... Cum puteți să nu... Ok, hai să zicem că s-a întâmplat. Hai să zicem că s-a întâmplat. Da, ok, ai zis și-o dispărut. Da. Bun, mici șanse, Toma. Nu, zero. Okay. Imposibil. Este dar... o discuție speculativă. Ok, speculativă, dar cu șanse zero. Nu sunt șanse zero. Zero șanse să dispară ceva de la masă. E ipotetic, nu e speculativ. Da. Așa. Speculativă okay. Pare zero că șanse. Bun. Așa. Dar dacă ori dispărut... Cine-i vinovat? Eu. Tu care ce? Eu care am plecat ultimul de la masă. Da, clar. Cine pleacă ultimul de la masă? Da. Nu. Da? Cine își da. Lasă telefonul... Nu. Nesupravegheat. Nu. Atunci, gata, mi-am schimbat răspunsul. E Popescu responsabil, indiferent dacă a plecat ultimul de la masă sau dacă era la baie sau dacă e telefonul lui. Sunt total de acord. Sunt total de acord, deci Popescu să dea banii. Da. Bă, dar revenim, serios. Bă, dar stai, Sorin m-a chemat afară. Eu n-aș fi plecat. Da, mă, dar m-am lăsat de fumat. Tu ai zis că te-ai apucat de fumat mai nou. Dacă te-ai chemat din cauza că a fost un accident, everyone's okay, mom's dead. Everything's okay, mom's dead. Deci eu nu cred că efectiv... În momentul în care tu pleci de la masă, implicit îi lași pe ei lați responsabilul telefonul tău dacă tu îți lași da. Telefonul păi pe da, dar e ok ca ăia să aibă responsabilitatea asta pe umeri, practic. Dacă au ieșit cu tine la suc, își asumă. Eu de-aia nu ies la suc, eu nu vreau să am responsabilitatea celorlalte telefoane sau... Gens. Cred că o situație decât club la plajă. Stăm toți patru la plajă la șezlong. Da. Și noi doi plecăm. Asta în e și mai departe de ce s-a întâmplat vreodată. Și ei doi. Noi patru la plajă vreodată. Ei doi pleacă în apă. La plajă se presupune că dacă ceilalți pleacă în apă, restul se uită. Se uită la lucruri. Pentru că vine aia cu porumb. Da, ok. Păi da, deci de asta nu e atât de grav. La plajă da. E clar că e vina celui care stă, da, care a rămas da. Pe mal. Dar într-un local, nu. Poți să ieși la o țigară și doar n-ai realizat că era o geantă lângă, care s-a furat. Și nu poți nici tu să... S-a furat. Stai un pic, acum ai schimbat în geantă. Cât de departe mergem? Ce în geanta? E un rinichi? Că contează. E irrelevant ce e în geaca aia, în geanta aia. Ți s-a furat, ție un bun. Păi stai un pic, pentru că geanta eu dacă mi-o pun, nu mi-o pun pe masă să o vadă toată lumea. Telefonul las pe masă. O să-i zic lui Sorin, băi, era telefonul pe masă, nu l-ai văzut când ai plecat. Geanta dacă o pun sub masă și el nu o vede că e sub masă, nu mai e vina lui că n-a văzut geanta sub masă. Nu stă să verifice că e sub masă geanta mea. Deci la asta este vina ta cu geanta. Dacă eu vin cu geanta și mi-o ascund sub scaun și... La aia cu telefonul, ce o să faci? O să plătească Sorin pentru că nu ți-a luat telefonul afară? Tu încerci foarte mult să faci asta într-o situație care e alb sau negru, când depinde foarte mult. Păi da, normal că depinde, dar mi se pare... Care se asta zic dacă și eu, dar mi se pare... Dacă eu și cu Toma plecăm la toaletă și noi suntem proști și ne uităm alea acolo și până ceilalți văd că sunt acolo, dar totuși zic, a, bapula, ies la țigară, atunci, na, e... Asta e doar de porc. Nu, eu mă refer la de porc, involuntar să plece. Dacă e involuntar, prin definiție nu-i vina nimănui, că a fost o greșeală. Exact. Nu prea poți să pleci involuntar. Păi și... Dacă ei nu și-au dat seama că tu ți-ai uitat telefonul pe masă și se ridică de la masă, atunci clar nu e vina lor. Dacă ei și-au dat seama că
e telefonul pe masă, e Mitran, și vina lor. Observ că noi nu ne certăm în momentul ăsta. Noi da. Am căzut de acord. Asta mi se pare absurd, efectiv. Că noi vom rezolva ai această spus foarte situație bine că niște ai animaturi. Un debate. Da, da. Deci mi se pare fantastic. Băi, eu am mai încercat asta pe lume și am mai vorbit exact chestia asta și mi se pare fantastic. De unde pleacă? S-a întâmplat? De undeva? Sau știu? Nu, efectiv nu s-a întâmplat. E tot o ipotetică. Ai toată imaginația? Aveam eu, da. Te-ai gândit tu la asta? Aha, singur. N-are cum, e furat. Da, e luat de pe net. De pe TikTok. Era pe TikTok, nu? No. Ieșa, se duceau doi la masă și doi rămâneau. No. Cum să zici că ești prost fără să zici că ești prost? Jesus Christ, câte gesturi. Hai, vorbiți de tricourile alea. Magazin, ceva mărunt.ro. Ceva. S-a rezolvat. Da, asta este. Ceva mărunt.ro. Intrați, găsiți atât aceste tricouri cât și altele. Da. Fiecare o gamă largă. Și fiecare... Ar trebui, mă... Bă, hai mă, un sell-out ca lumea. Mi se pare foarte... E mult prea... De bază. Ce? Cu energie, cu calitate, cu varii substantive. Găsiți o gamă dacă... variată de tricouri, atât pentru sezonul rece, cât și pentru sezonul cald. Ca să mai câștigăm și noi un ban. Și nu doar atât. Eu n-am văzut niciun este bani shop. Shop-ul ăsta este efectiv rolul lui principal, este să ne susțineți, să ne ajutați să facem în continuare lucrurile pe care le facem. Ăsta este scopul lui. Nu e să purtați voi tricouri. Ok. Nu e, e secundar că le purtați sau nu. Puteți le luați, le folosiți ca cârpe de praf. Principal este că noi luăm bani pe ele. Bani pe care îi folosim pentru că producțiile astea costă bani. Tot ce facem aici costă bani, e nevoie de bani. Omul și ăsta cum merge YouTube-ul, Toma? Prost. Azi. Prost merge YouTube-ul. Da, ne trebuie bani de peste tot. Cumpărați tricourile cu bani. Din fii păcate... atent, mă, nu, fii atent, am o idee, gata. Fii atent, dar sunt curios dacă sunt oameni care se uită la noi, care au, căutăm... Puteți să oprești mai devreme propoziția. Care au, lucrează în marketing sau chestii, oameni care au joburi. Așa, vindem spațiu publicitar în podcast. Ok. Ăla e spațiu. Când se umple ăla cu obiecte pe care, care face reclamă, s-a terminat spațiul publicitar. Asta e spațiul. Și după aia înlocuim în ordinea care a intrat, nu? Dacă ai o sticlă sponsor de nu știu ce și punem, o punem sticla. Nu, înlocuim cu licitație. Cine dă mai mult decât e, fiecare loc costă un dacă anumit... Dacă e un furnizor de servicii, nu de bunuri. Păi, n-ai cum să faci atâta. Asta. Ai tot ce vine. Vine păi să nu vină, deci furnizorii de servicii să nu vină la... Să nu vă prindem furnizorii. Da, nu cumva să fie furnizor de servicii, că n-avem, ci, nu cred că e vreo metodă prin care putem să... Un QR code putem să punem. Vinem spațiu în vitrină. Fin. Un logo. Sau da, un ceva. Logo care să aibă un QR code incorporat. Eu asta zic. Ce, uite, punem acolo. Cineva care produce gogoși. Cineva da, care produce... Că deocamdată nimica de acolo nu produce punem nimic. Captain Morgan ăla cred că produce... Produce relaxare. Știi că dacă pui aici așa, așa poate să fie lame, bei. Că e clar e forțat. Da, acolo da. Dacă le pui e decor frumos. E aveți un produs colorat, drăguț. Aia cu pipi, n-o dăm jos, ca să știți. Aia cu pipi rămâne. Care? E brand? Da. Eu din o cutie Cehia, nu mai știu. Nu, din Croația. Din o țară străină. A, dar l-ai băut? Da. Nu te-ai putut să abține. Nici la bumi, l-am dat pe față. Da, ai dus și la laborator? N-am vrut să știu ce e acolo. Și nu așa, faceți, nu avem un catalog pentru asta, se face o ofertă. Da. Veniți cu o ofertă și plic noi închis. Vă zicem dacă e ok sau nu. Și noi vă zicem da, că e da. Foamea mare. Da. Da. Sau nu. Dar e o idee foarte bună de spațiu publicitar până la urmă. Că noi am mai zis nu. Am mai zis și nu. Foarte, foarte potrivit ar fi dacă vine cineva să ne sponsorizeze care vinde bureți de ăștia izolatori de sunet. Asta ar fi ideal. Nu trebuie să facem nimic. Nu trebuie să mai mutăm nimic. Ba, trebuie să pui firma. Trebuie să pui firma în colț. Mai pui la început un carton. Okay. Gata, am rezolvat-o și pe gata. Altceva. Bun. Deci se aud vânzările de la tricouri. Mi se da? Pare că da, efectiv da. V-ați dus unde trebuia. Ar trebui făcut cut și pus sponsor publicat pe episodul. Facebook asta. Da, da, da. Asta zic. Mă, dar sunt drăguțe tricourile, acum fără nemâncând rahat. Chiar sunt, par... Nu știu, că nu l-am purtat mult, acum l-am primit. Mă simt bine. Dar pare ok deocamdată, nu știu cât ține. Fă și aici să vezi am încercat un pic, eu am încercat, Dragoș. Și
ce materialul e ok. E bun pare materialul. Foarte nice. Nu e cât cost. Adică nu e, e mai mult decât ar trebui să fie un tricou de calitate asta. Ele sunt foarte bune, dar prețul e umflat pentru că avem nevoie de mai mulți bani. Prețul e clar umflat. Și transport, că nu e de evident, la noi. Evident. Nu, dacă te uiți la tricouri la Maria, de exemplu, sunt mult mai ieftin decât la noi. Sunt aceleași tricouri. Sunt făcute în același loc, aceleași tricouri. Dar altă valoare, atâta costă. Atâta costă tricourile la noi. Altfel? Zi, Dragoș, hai să trecem peste acest moment. Disperat, peste acest moment de disperare. Pentru ce bărbat din România ați da bani pe OnlyFans? Pentru ce bărbat din România? Eu pentru Toma aș da bani pe OnlyFans. Da, de înțeles. Cred că e european. Nu, dar cred că OnlyFans cred e doar că... porno? Așa considerăm. Așa considerăm de dragul discuției. Nude. Da. Okay. Da. Okay. Poze nude. Dar ce cred, de ce aș da pentru Toma? Că sunt convins că dacă Toma ar intra pe OnlyFans, n-ar intra pe OnlyFans doar să se dezbrace și așa. Ar fi ceva, un device, un aparat care îl mulge în timp ce îi bagă ceva în cur. Știi? Adică e ceva mai complex. Aș face ceva extra, într-adevăr. Ar fi foarte interesant de văzut cum să... Poți să controlezi fucking machine-ul prin aplicație. Are o aplicație făcută. Da. Plus că ar fi calitatea producției. Da. Dar nu mai zic. Lumina bine pusă, contur. E foarte posibil să știi ca tu să fii la lumină dacă eu aș fi pe OnlyFans. Și apar la producător. Da. Nu, cred că ar trebui să facem contul OnlyFans ceva mărunt. Tu scrii ce se întâmplă acolo și Popescu regizează. No, eu cu regia. Nu. Popescu trebuie să vină pe post de dildo uneori. E obiectul, vin, e obiectul random, cu care tu te joci. Aduc câte o capră, aduc chestii asta, random. Asta ar fi, da, asta ar fi, cred că singurul loc în care ar avea mai mare succes dacă ar scrie Cristi. Că suprarealist și ciudat. Da. Știi? În da. Domeniul ăla ciudat e interesant. Zic nu, eu. Da, ăia cu fetișuri mai ciudate plătesc bani mai grei. Și Sergio ar putea să fie cu echipier, că are piciorul ăsta nou. Da. Cu care puteți face tot felul de jumbuș lucruri, dacă îmi permiți. Cam Asutra 2.0. Îl țin de păr pe Sergio. Și? O văd. E bine. Deci voi doar ați da bani între voi? Asta este tot? Să vă vedeți goi unii pe alții? Mai interesant. Pentru ce bărbat ai da bani pentru OnlyFans? Eu aș fi doar în tricou ceva mărunt, care se găsește pe cevamărunt.ro. Scump! În curul gol, dar în tricou ceva mărunt. Și tricou decupat așa la curul, că ți vine mai loc. Este fantastic. Deci? Bă, nu știu, eu n-aș da nici pentru o femeie. N-aș, nu. Da, mă refer la modul ăsta, că nici lumea n-ar da pentru cine neapărat să te vadă sexy. E vorba de în ce ipostază ai fi. Eu sunt vândut la tine. Cumva ești și la mine în top de aș da acolo. Bani. n-am vrut. S-a simțit că n-ai vrut. E bine pe cur, n-ai cum să recunoști. Cel mai apetisant cur din comedie. Mulțumesc, Cristian. Nu știu, eu nu știu să... Eu sunt cel mai puțin mă gândesc să dau nume din... Oameni. Că nu știu. Gândul m-a dus la... Nu știu de unde să încep. Patriarhul Daniel sau ceva cu care poți șantaja, dar... Jesus, machiavelic. Întrebam... Da. Nu era la modul după să... Eu cred că Daniel nu are dat Teodosie, doar Constanța cred că are. Asigur, dar știi că erau zvonuri că e gay. Ei, lasă-mă! Florin Călinescu zicea că au fost colegi de... Cine e? Armată. Și ei, lasă-mă! Teodosie? Da. Teodosie? De la Constanța? Păi, dosie? Ei, lasă-mă! Tu știi sigur? Cred că e sarcastic. Și eu cred că e sarcastic. Da. Sarcastic. Sarcasmic. E... Da, ați văzut? Zită, dă-mi un exemplu. Tu ai vreun răspuns la întrebarea Iohannis. Asta? Iohannis. Ăsta e președintele, nu? Da, serios, chiar mi se pare foarte bun. E bun, ce mușchi chiar ai văzut. Arată foarte bine. Dar tot e la nivelul să ai poze cu președintele gol. Cine are așa ceva vreodată undeva? Cred că mai mult o chestie de statut, cumva. A, tu ai intrat și l-ai salvat.
pozele. Da, poți să salvezi de pe OnlyFans? Nu da, știu. Faci poze da, cu alt telefon. Cum poți? Bineînțeles că poți. Faci poze cu alt telefon. Dar nu prea scapă, n-am auzit de... Sunt oamenii decenți. Efectiv, pe Reddit, jumate din subredditurile care apar sunt cu leaked OnlyFans. Da? Da. N-am căutat eu. Da, nu știu, nici... Sergiu, ai zis că ai o grămadă. E, nu știu. Nu? Din comedie altcineva, în afară de voi, asta din zis. Comedie, acolo încep să mă gândesc acum, din comedie. Bordea pare interesant. Aș vrea... cât îl mai vezi, că se pare că în curând nu o să-l mai vezi, să fie OnlyFans deschis. Nu, dar parcă slăbește, mi se pare că e mai, tot mai slab. Ah, am înțeles. Parcă am mai pus un pic pe el, acum e mai bine. Dar a avut o perioadă în care, era când... super slab. Da. Cred că odată frâncul, îți zic de ce, nu, doar pentru că e foarte... Să vezi cum arată de fapt o boală venerică. Da, e foarte timid, cu niciodată nu s-a dezbrat, tot are tricourile foarte lungi, parcă le-a intenționat ca nici când ridică mâinile din greșeală să nu se vadă vreun pic ce-i pe dedesubt acolo. Ok, de acord. Dar ar fi mai mult ca un accident de mașină, știi, când nu poți să nu te uiți. Știi, adică nu... Iar altfel, din comedie... Cu Natanticu sunt zvonuri, că e foarte dotat. Așa e, da. Da, poate n-a. Și de ce ai vrea să... De ce aș da bani? Poți să-l rog. Da. Adică eu cred că ți arată lejer. Da. Da. Eu revin care o problemă cizmaș la club imediat. Cine? Cizmaș. Are o problemă la club. Da, nu știu altă... Hai, că a luat foc. Putem să schimbăm, a luat foc clubul. Iar. Și are o singură găleată. Cum e? Duc apa la foc? Sau focul? Ce mai e pe Facebook, Sonia? Putem să schimbăm da. Voiam subiect, să, voiam să caut un investitor, am o idee și nu reușesc să este dau. Este momentul perfect să faci un pitch. Da. Oamenii care se uită la podcastul ăsta sunt și angels. Și podcastul ăsta care revine după multă vreme. Da, o să rupă. O să rupă. Caut investitor. În domeniul vehiculelor. Adică să știm. Role. Vehicule. Nu, se cheamă alea drezină, cum se cheamă ce e? Electrică. Alea de pe calea ferată, de împing, știi? Ok. That's funny. Da. Dar ar fi foarte bună pentru mișcare, că faci și mișcare? Da, în secolul ăsta ai putea să o vinzi, să o marketezi, da. Și trebuie să, după aia, banii câștigi din infrastructură, de fapt, din pus căi ferate până tot orașul. Cine, toată lumea vrea una, dacă vrea să-și cumpere și stagi din casă. Pe linia de tramvai. Tu zici, dacă știa toată lumea pe linia de tramvai, o să fie doar drezină, ca doar te mergi pe ele ca să ajungi la... Da, asta caut. Deci pentru mașini. Toți investitorii să apeleze la mine. Zi așa măcar un reper da, de buget. Mulți bani. Eu aș milioane zice... sau sute de mii? Nu, cred că 150 de mii, că acolo cred că ne învârtim. 150 de mii pentru primul lot. Cu tot cu TV. A, vrei să schimbi mașina? Da. Și să mă apuc de Uber, de aia caut sponsor mai mult, nu investitor. A ieșit Ardemă, nu-i așa? Eu nu l-am văzut. Nu. N-a ieșit? Nu știu. Parcă a ieșit. A ieșit? A ieșit pentru Patreon. Pentru Patreon, așa e. Deci dacă versiunea mai lungă pentru Patreon, este pe Patreon. Și pentru membrii. Da. No, membrii YouTube. De pe YouTube. De pe YouTube. Și versiunea pentru public când iese? Săptămâna asta la final? N-am un răspuns la această întrebare. Okay. Cândva, aproape. Da, da. De acest podcast, ori mai devreme, ori mai târziu. Știți ce am pățit? Am lucrat acasă. Eu acasă la mine, eu lucrez. Ce-ai lucrat, sorry? Fiica mea scrie pereții. Așa. Și am șlefuit pereții cu burete din ăla cu șmirghel pe el, știi? Mm-hmm. Da. Și nu mai am amprenta foarte bună. Nu mă ia telefonul. Acum m-am luat, dar m-am chinuit. Și aseară am petrecut un pic la club. Da. Ea continuă să scrie pereții. Da, continuă, dar în altă cameră, că îi schimbăm camera. Ok.
Și azi noapte am petrecut un pic la club, după aia am ajuns acasă, n-am prea putut să dorm, m-am trezit chiar un la 6 și m-am pus și am dat cu, am dat la 6 cu tifăl. Azi e sâmbătă, nu? Da. Da. Vecinul meu de la parter auzea dimineață, am scos diblurile din perete ca să dau plinta jos, să pot să dau cu cu trafaletul, cu lavabil. Eu te-aș urâ. Știu. Și la ora 8 m-am culcat ca să mă pun să pun parchet astăzi. Că dar n-ai mai pus parchet. Ba da, în alte camere. A. S-a rezolvat, Dragoș? Aproximativ, imediat. Ce s-a întâmplat? E grav? Nu, mai avem show-uri? Facem la belărie. Nu, e nuntă? E okay. Avem nuntă? Nu, mă, e ok. Nu? E ok totul. Nu există nunții astea. S-a numărat greșit? Nu. E ok. N-are bani de rest? Nu, mă, nu. Voia o bere și nu știe cum să ceară? Hai să vedem dacă ta ghicești. S-a certat cu Luiza? Și voia să da. Dai sfaturi de nu se mai aprinde lumina. Nu. Eram aproape după privirea aia. Da, da, da. Nu mergea boxa din dreapta. A făcut test? N-a făcut test? Sună să facă test. Nu s-a făcut promovarea. Nu, mai e tot ok, doar era o problemă cu asta cu rezervările, că nu știa să pună ceva la listă. That's it. Este o dramă. Ah, ok. Mereu vă duceți voi, ziceți de mine că sunt ăla care se duce de aoleu ia Clubul Foc și voi faceți același lucru efectiv. Mă luase o panică. A scăpat. Da. Da. Noi am făcut fundraising între timp pentru Sorin. Eu abia aștept să văd cum o să arate thumbnail-ul la podcastul ăsta versus ăla de acum un an și ceva. O să fim mai graș. O să fie noi mai graș. Eu am slăbit 15 kg. Eu cred că sunt mai slab acum. Tu te-ai îngrășat 15 kg? Nu știu să zic, dar multe. Păi de-aia tu ce dată l-am mâncat să aș gura ta. Păi stai, ai slăbit post picior sau prepicior? Ai te-ai îngrășat? Ce? Când te-ai îngrășat? Prepicior. De martie anul trecut. Bă, dar e oribil că ai și încercat să vii la sport. Că până la urmă asta doar. Odată am încercat și gata. Tu ai fost... Da, mă, dar acum eu, atâta cât știu eu... O perioadă a fost eu, moped. Sportul... Un biped. Monoped. Dar sportul nu te... Nu slăbești de la sport. Nu. Nu slăbești de la sport? Ba da, pentru că atunci când faci, sport nu mai vrei să mănânci atât de mult că ești conștient. Dacă te uiți pe graficul ăla, pare că să dai jos. Nu, dar poți să mănânci probabil la fel de mult, dar nu mai pui pe tine, că arzi caloriile alea pe care sunt plus. Dar voi ați ținut vreo dietă vreodată să slăbiți? Da, eu și-am. Eu am ținut dietă, dar fără să slăbesc. Toți, eu și acum sunt în time restriction. Da, și eu acum sunt la dietă. Mănânc ce apuc. Asta e. Acum 2 ani am, sau cam așa ceva, când m-am apucat prima dată de asta cu numărat calorii și cu... Și am slăbit, nu știu, 5 kg în 2 luni. 30 martie 2020 aveam 80 de kilograme, 7. Și acum ai 98? Acum am... Nu, e, nu. Acum am 91,3. Deci 11 kg. 11 kg. Da. Dar cred că jumate din oameni se regăsesc în ceea ce... În ce trăiești tu acum? De la pandemie. Da. Deci nu mai trebuie, mă. Bă, e ok de asta, fără body shaming, nu înțeleg de ce. Ar trebui să fie. Dar nu e body shaming la noi. La noi, pur și simplu, e disconfortul nostru personal. Da. Asta noi, e... mă, doar asta te deranjează și cum arăți. Nu? Păi includ și asta în disconfortul personal. Dar păi nu e body shaming. Dar nu e pentru că... Nu că pasă de ce cred alții despre mine. Nu-mi place mie cum arăt. Păi da, tu... Efectiv, nu, n-am chestia asta, adică nu... Eu când mă uit în oglindă și văd burta aia de diriginte, o burtă de diriginte, bă, băiatele... Burtă de diriginte, diriginte de șantier sau diriginte de... Diriginte de școală, uite, deci eu dacă mă văd în oglindă, îmi vine să-mi certeza, efectiv să... mai așa un pic panica. Hai să facem challenge, hai concurs. Care slăbește mai mult. Dar s-a mai făcut. Nu s-a ținut nimeni. Eu n-am vrut să intru în concursul ăla și eu am slăbit 3 kg. Dar ar fi mișto să avem cântar, așa ar fi mișto să avem cântar. Ei, de-ai făcut, nu? Nu, asta spun, eu n-am vrut să intru și eu am slăbit 30 de kg, în rest nu s-a ținut nimeni de concursul ăla. Ar trebui să facem cu un cântar și cu cameră să filmăm și cântar.
Dar merge de fiecare dată. Facem un... să venim ca la box cu halat și short, știi? Să vezi dacă faci cântarul. Îl dai jos după aia de aia care îți țin, știi? Care îți țin să nu se vadă țâțele. Ia să iei, vreau în green room cântar de la cu greutăți. Ah, ce fani ar fi. De lemuți. Dar de ce cu greutăți? Da. Că-i fani. Atât? Asta e tot ce face, nu? Da. E mai precis decât... Cred că e și mai precis decât... Nu știu dacă este... Da, e... De bine, ăla cred, și ăla cred că poți să-l dezechilibrezi, nu? Că practic e o balanță aia. Da, dar cred că e mai precis în sensul că arcul poate e mai ușor de deformat, să nu-ți mai arate corect arcul de la ăla pe care te sui. Ăsta altul nu are decât pârghii fixe și pui greutate. E balanță, atât, tot, cum ai zis. Da. E mai greu de deformat ăsta, să nu ți arate corect. Da. Nu? Da. Da, 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 da. Da. E balanță. Pârghi. Da. Mm-hmm. Da. Deformat. Da. Da, ziceți la oameni, vorbiți totuși despre ce faceți ca să aveți o viață sănătoasă, pentru că eu vă suspectez că n-aveți. Adică, uite, Popescu mi se pare că e singurul care într-adevăr e în zona aia, dar eu cumva pe voi restul, vă suspectez că nu e chiar așa... Eu fac sport de... Tocmai am mâncat un 7 days. 2 sau 3 luni încoace. Da, dar l-am mâncat când n-am avut... Efectiv, trebuia că altfel aș fi leșinat. Dar este caz izolat. Și eu pot să mă las de rom oricând. Este, nu vreau, caz place, izolat. Dar oricând pot să mă las. Este caz... leșin. Ăsta este caz izolat astăzi, mă. Eu de câteva luni încoace fac în fiecare dimineață, mă trezesc, fiecare dimineață e mult. Și eu mă trezesc în fiecare dimineață, nu știu cu ce ne lăudăm aici. După ce mă trezesc, fac sport. Și te culci. Ăla nu-i sport. Asta nu arde calorii, să știi. Arde dacă faci așa pe pereți, arde, mă doare spatele. Dar chiar fac, cred că o medie de 3 ori pe săptămână fac sport. O oră pe zi. Păi ok, mă, dar și eu alimentația... Fac, dar nu o oră, eu fac mult mai puțin de oră. Sportul pentru oră pe slăbit nu mi se pare. Eu nu pot încă o oră pe zi, că nu m-am apucat de mult. Mi-a întrebat pentru sănătate, nu pentru slăbit. Pentru sănătate, da, clar. Deci nu pot o oră încă. Sunt și nu mai mănânc... Ce sport? Ies la alergat uneori sau dacă nu e de alergat afară, e urât sau n-am chef să mă schimb și să mă duc așa, în casă mă... În not, în cadă. Eu da. Îmi pun dopul în chiuvetă. M-am văzut, am avut imaginea. Dar în not de ăla, știi, cu fluture. Și eu mă țin de picioare să nu plec. Am și râs. Și eu am mai redus, cred că 90% din pâine și paste și din astea. Nice. Uite, asta mi se pare că e cu adevărat un... Păi evident că acolo slăbești, dar nu, ce sens mai are viața? Dacă reduci pâine și paste, pentru ce te mai scoli a doua zi? Dar la ce nu puteți rezista? La mine e... Ciocolată. Burger. La burger. Nu, ciocolată fără discuții. Mă ia câte o poftă. Ciocolată? Da. Nu. Eu la ciocolată mănânc câte o tablă de ciocolată 85% de poftă. Da, mă, dar e ca parcă lingi o scrumieră, așa e cu scrumieră, efectiv. Serios vorbesc, de omul ce e atât de amară. Și mie place foarte mult. Mamă, Jesus. Și mie, dar nu 85%. Dar ce este dubios, că aia de 85% nici măcar nu mi se mai pare amară. Serios să spun, că dacă mănânc, mi se pare că e un pic dulceagă. Și îmi place să mănânc așa, o tablă din aia cu o banană și cu o caserolă de... paste. Caserul de căcat. Mănânc căcat cu ciocolată. Zi. Caserul de ce? Nu. Hai zi. Ceva afine. Unt. Afine. Afine cu banane și cu banană și cu ciocolată. Banana e cam toxică, dar și... Și nu-i se pare mare ciocolata. Mănâncă banană și zmeură sau afine. A, uite, da, din nou. Mănâncă-o fără. Ce? Mănâncă fără. Dar mănânc și fără. Foarte des mănânc fără. Nu bag o tablă întreagă odată, bag jumate. Chiar eu cred că e o problemă și mâncarea de la comics, care pare acum așa, dar serios, frito misto ăla te distruge. Te distruge. E bun, da. E foarte bun. Da. Te distruge. Da. Nu facem reclamă în sensul că n-am pornit ca să facem reclamă, dar acum că se întâmplă, serios, chiar abia să merg la club. Și burgerul. Da. Salivez acum. Dar nu eu cel mai mult simt diferența la cartofi. Am renunțat la cartofi de multă vreme, de acum, prima dată când am început. Bine, păi mai mănânci de aia dulci?
Ai, ce bun. Sunt buni, mai mănânc, dar foarte rar. Dar sunt mai sănătoși decât ceilalți. Dar nu e vorba de sănătoși, e vorba că simt în primul rând dimineața că mă umflu când mănânc pe loc. După ce am terminat, e să termin cu gâfâit masa la care am băgat cartofi. Eu nu zic nimic acum pentru că îmi fac o listă mentală cu ce trebuie să mănânc după ce plec de aici. Mai ziceți, nu? Toți mă, și aia dulce, aia normal, toți mă umflă și acolo simt cel mai repede că mă îngraș. Dacă bag cartofi, imediat văd că... Eu așa mă simt la pâine, mă. Da, mă, și pâinea la fel, și pâinea și cartofii. Tot pe acolo sunt. Da, e, așa eu când am venit în București, eu mâncam cartofi prăjiți cu pâine. Da, bravo. Da. Așa normal. În cam toată țara se mănâncă așa. Da. Adică e anormal fără. Da. Pentru țara noastră. A fost greu să mă dezvăț, adică parcă lipsea ceva. Păi na, tot din sărăcie vine chestia asta, că să mâncai, băgai și cartofi și pâine să nu... Ca să te umfle mai tare, ca să pară că ești sătul. Da, e extraordinar de bun cumva și da, te naști cu ideea asta de pâine obligatoriu la orice. Și cartofi din aia făcuți într-un aruncați într-un vailing și pus sare pe ei așa și după aia uleiul la sărat se lasă pe fund și da. Ei cu pâine proaspătă uleiul la sărat. Și usturoi, usturoi tocat mărunt da. Și pus peste cartofi. Oh my God. Și cu telemea sau cu cașcaval, cu ceva. Cașcaval. Și ochiuri. Astea pus lângă, poți să bagi și ochiuri. Trebuie să trec să iau cartofi. Cu ochiuri. Sau poți să faci cabanoș, tăiați așa un pic crestați. Nu, sau. Aruncați. Și cabanoș. De ce? Stai da, pe și pus pe cartofi. Băi, și chiar parizer. Da, și da. Băgați, în, băgați, în, băgați în cuptor să se facă împreună cu cartofii, să lase zeamă cabanosul pe cartofi. Și mâncați pe capota de la Dacia. E acolo toată. Bă. De ce nu poți să imaginezi, cu un pic de pătrunjel așa deasupra. Da, bine, este o... eu cred că vă uitați, oameni, cred că e ora prânzului acum, nu? Când s-a dat nu, drumul. E seara. Seara? Oameni, eu zic este că... Este oribil că e seara săraci, oameni. Eu o să... Avem comentariile date drumul? Nu. Nu avem. Nu e genul ăla de canal. Da, înțeles. Avem și cu 80.000 mai mulți oameni decât aveam în... Bă, da, să observe lumea sus la asta de subscribe. A crescut foarte mult acum în pandemie. V-am zis, chiar a prins foarte bine pandemia. A crescut, nu știi cât crește. Când dacă nu știi nu era cât creștea, dacă, da. Că poate mai făceam niște show-uri de stand-up, mai aruncam niște material sus. Plus că era mai puțin content pe YouTube cu care să concurezi, că da. Asta a fost problema. Cred că acolo da. E problema. În pandemie. A explodat YouTube-ul. Ce streme? Au nimic. Bun, lăsăm aici. S-a fracționat no, okay. Mai și mult. Și podcasturile, stai că noi acum ne întoarcem într-o piață bă, suprasaturată de podcast. Podcasturi după podcasturi, de acum, deci are Măruță podcast, da, acum face Andra. Podcasturi, marea sunt emisiuni. Interviuri, sunt interviuri, da. Nu? Da. Interviuri. Da, tot interviuri cu vedete. E timp pe care oamenii îl acordă. Noi n-avem, niciuna dintre da. Elementele astea, niciun dintre elementele astea da. În podcastul nostru. Dar e și ciudat, mă, interviu. Dar eu mă întreb cât o să meargă, că eu am senzația că noi avem un oarecare deficit de vedete la noi în țară, de cumva, cred că la câte podcasturi sunt, mai durează încă o lună și gata, o să trească să... Pe mine știi ce mă deranjează cel a, mai tare? A, că e de la început? Da. No. Pe mine cel mai tare mă deranjează că o să apare episodul ăsta și o să fie unii care o să zică, uite bă, și-au scos și ăștia la ceva mărunt podcast. Dar scrie acolo episodul, cât, da. ce număr e? 258. Dar eu așa aș face dacă aș lansa un podcast, acum așa aș începe. Da. Episodul 258. Dar era o poveste la un dat cu unii care au scos, au făcut un ceas și au zis la model XT2700. Și a întrebat în interviu de, ce, de la ce e 2700. Și a zis ca să nu sune că e primul, că e XT1 sau cât era modelul de ceas. Se pare că am mai făcut ceasuri. Bun, păi hai cu un gând de final și gata, să procedem. Gândul de final este că vom începe să mergem și prin țară. Sorin a fost deja într-un turneu și o să mai mergem cât se poate. Acum o să profităm de vară, la terase bănuiesc în mare parte. Continuăm în București la noi vineri sâmbătă. Da, unde începem la terasă și la noi, teoretic, de săptămâna asta, de când apare podcastul. Și mai avem lucruri care podcastul urmează să apară... Podcastul îl ținem săptămânal, probabil. Încercăm așa să... încercăm să-l facem săptămânal, cum era înainte. Mai avem... Poate chiar live? Emisiuni, da, o să încercăm și live, dar trebuie să vedem la ce oră. Să fie un pic mai târziu, pardon, da. Pardon, trebuie să-l poate să facem în altă zi sau vedem. Și mai avem spectacolul pe care îl pregătește Sergiu, de care o să apară... Ăsta l-avem cu toții, show-ul ăsta, ca să... la un moment, da? O să fie și filmat din prima sau e doar... Ce anume? O să fie și filmat din prima? Spune-ne cum ne-am gândit, Sergiu, la asta. Nu. O să fie deja primul de test, o să fie pe 20. Primul de test. Oh my God, deja știi data? Da.
Ok. 20 cât? Luna viitoare. Iulie, iunie. Nu știu ce ordine sunt lunile. Iunie. Joi. Iunie. Atunci o să fie. Dar vedem. Așa, și mai avem filmate de publicat, trebuie să apară Ardemă, trebuie să apară una scurtă. Ardemă deja scurtă. Este variantă. Pe una scurtă aia în care eu n-am participat. Am fost acolo, dar n-am participat. Ah, ok. La cuvele, da, cuvele. Nu prea, da, da, da. Nu prea te-ai băgat, am văzut. Am avut așa o vacanță mentală, efectiv. Se întâmpla emisiunea pe lângă mine, mă uitam așa la oameni, what the fuck? A fost și publicul mai greu. Dubios, da. Ce public? N-am avut public. Exact, Popescu. A, da, prost. A fost fără public. Păi aia de pe Zoom. Da, a fost dificil, dar o să încercăm acum să mai facem la terasă, să reluăm cum era înainte. Una scurtă. Deci da. Mai sunt una scurtă și Ardemă care trebuie să apară pentru public. Da, și, da. Și mi-am acoperit terasa, ca să știi oamenii. Mm-hmm. Am acoperit și terasa. Ăla cu între ochi, de care vorbeam, și ăla trebuie să apară. Care este extraordinar de funny. El abia aștept să-l și văd. Mai avem niște chestii făcute, dar nu putem vorbi despre ele. Mai ales pentru că nu o să apară vreodată. Nu, că e discuția ei să apară. Dacă nu să da, apară nu. Nicăieri, să apară până la urmă. Ah, ok, ok. Să facem măcar 100-150 de euro din... Să rămânem în istorie. Să acoperim. să recuperăm din investiție. Investiții, da. Bun. Foarte fain. Băi, cred că suntem gata să încheiem, nu? Da. Și eu cred. Oameni, să aveți o săptămână superbă. Sper să ne tot... Da. Vedem săptămânile viitoare la podcast și dacă nu, oricum la club, vă așteptăm. Fiecare miercuri la open mic, intrare moca. Da. Mă doare capul. Hai, ceau. Ceau, salut, pa. Salut. Pa, pa.